Aveam planuri de viață. Noi toți aveam planuri de viață. Copilul meu are 12 ani. Acum pământul ne-a fost smuls de sub picioare. Eu nu mai am niciun plan. Pot să stau doar ferm pe picioarele mele? Doar pentru că iubesc pe cei rămași acasă. Să le spunem pe nume, un spectacol care este un act de solidaritate cu poporul, dar și artiștii din Ucraina. Teatrul Alexei Mateievici din Capitală prezintă o premieră care se va ține 3 zile, 17, 18 și 19 iunie. Așadar, haideți să vedem care este atmosfera din culise. Acest spectacol, Teatrul Alexei Mateievici a devenit parte a campaniei Artiști Români pentru Artiști Ucraineni. Aflându-ne în așa fel de context trist, firește că ne-am încadrat și noi pentru a spune nu războiului prin acest spectacol. Am lucrat într-un timp record, în foarte puțin timp, în 3 săptămâni. E vorba de niște monologe scrise de dramaturgi ucraineni acum pe timp de război și traduse de Raluca Rădulescu. Sunt 6 monologe în spectacol, regie o semnează Luminița Țâcu. Acest spectacol este vocea prin care artiștii transmit gândurile și durerea cu care sunt solidari. Pentru mine, ca actriță, în primul rând, este o onoare că pot să contribui cumva la solidarizarea teatrului nostru sau a actorilor din Republica Moldova cu poporul ucrainean. Ca actriță, este de datoria mea și misiunea. Simt că e nevoie să vorbim de asemenea probleme, ca ele, cum a spus Elena, să nu se mai întâmple, să prevenim și oamenii să nu o ia ca o glumă, pentru că nu știe ce poate să se întâmple cu noi mâine. Așa că trebuie să ne gândim și să conștientizăm și durerea lor este și durerea noastră. Pentru că am văzut fețele lor, cum este o frază din monologul pe care îl duc eu, zice, ne puteți vedea după cearcănele de sub ochii noștri. Cearcănele de sub ochii noștri sunt amprenta războiului. Deci această amprentă care și-a lăsat-o războiul asupra tuturor, viața noastră s-a schimbat a tuturor după 24 februarie 2022, viața noastră nu mai e cum era înainte. De când a izbucnit războiul, văd tot mai prost. N-am purtat niciodată ochelari. La școală făceam mișto de ochelariști. Acum au fost răzbunați. Dar vederea îți poate reveni când copilul tău e în pericol. În acest spectacol totul este important pentru că este scris astăzi, pentru că este despre astăzi și pentru că trebuie să prevenim. Firește că actorii au fost din prima clipă nu doar de acord, dar și foarte antrenați și foarte implicați și vin cu atitudine civică, cu aportul lor personal, emoțional și de a susține această campanie și de a condamna acest război. Textele pe care este bazat spectacolul sunt povești reale, actuale, care nu pot lăsa indiferent pe nimeni. Eu am monologul unei jurnaliste care s-a plecat cu fata ei de 13 ani peste hotare. Sentimentele sunt amestecate pentru că oamenilor care sunt plecați peste hotare, care au părăsit Ucraina, le este mult mai greu decât cei care au rămas acolo. Și, cum spune, inima mea e acasă. E la Kiev, e mai ușor. Când cu un picior pe scara trenului îți tragi copilul din mulțime, din mulțime de oameni disperați care strigă la conductor, vă rog, îți tragi copilul din mulțime. Este vorba despre un bărbat care vrea să meargă la întâlnire. Și-a dat întâlnire pe 24 februarie 2022 și s-a întâmplat că a venit războiul și nu a mai plecat la întâlnire. Și este un monolog cumva de renaștere, când zice că noi oricum o să supraviețuim. Noi o să construim o lume nouă. Noi pe aceste dărâmături, cadavre, noi o să facem din nou. O să facem un cer nou, o lume nouă. Și o să mergem din nou și o să luăm de la capăt. Noi o să existăm. O să mergem la seriale, o să jucăm cărți, o să râdem, o să dansăm. Dar în primul rând am să mă duc la o întâlnire. Și am să iubesc. Și n-am să mai fiu acela, dar eu am să iubesc. Actorii au fost întotdeauna foarte activi și au empatizat din prima clipă la tot ce se întâmplă în jur. Firește că este nu doar corect, dar este necesar să venim cu astfel de mesaje,
să spunem nu războiului, pentru că este un război și iată că este în preajmă, nu doar că este în preajma noastră și este aproape și când ne paște și pe noi în pericol, dar pentru că acolo mor oameni, pentru că războiul nu aduce lumină, nu aduce bine, pentru că este război și nu trebuie să fie. Prin prezența la teatru punem arta în slujba păcii și a unei omeniri pe care ne-o dorim mai bună și mai sigură. Acum scriu în rusă și mă dezgustă. Scriu în limba rusă pentru că vreau ca acest text să fie citit de ruși. Ura este o trăsătură fiziologică.